o zi, două mustăți pentru noi. Avem mustața mai mare. Avem mustața acum mare, că am mai văzut. Drăguță pentru alții, depinde de persoană. Homei, te pupăm, Raluca! Vă pupăm. Fă-l-ai mai des, Antonia. Păi o să mă țin de cap, că tot îi zic de când am ieșit de acolo, de vineri, seară, o nebunesc. Dar bine, am făcut și eu pauză, v-am spus că de luni am... Deci, oficial, Maria, ăsta este primul meu live pe pagina lui Cristian Marius. Maria, te pupăm. Ceva. Las iubirea. Nu mă așteptam vreodată să ajung în punctul ăsta. Să-l luați și ție vreun sandwich de la magazin. Foarte drăguț din partea ta. Ador. Poți să-mi ieși. Ioana, te pupăm. Și eu apă plată, de-aia mică de copii. Știi, apele alea mici? Alexandra, mă mulțumesc și tu oamenilor, iubirea mea. Toți cei care se implică. Mulțumim tuturor persoanelor. Mamă, dar și multe mesaje sunt. Ioana, Cosmina, vă pupăm, vă iubim, băi. Cred că e și domnul Marinescu pe live. E și domnul Marinescu pe live. Andreea, te pupăm, să rămână mult de tot. Andreea, te pupăm. Ia. Ai mai vorbit cu mama Andreea? Ioana, mulțumim mult de tot, să rămână mult de tot. Te pup, uite-l, mă. Ele, mă, regele, mă. Nu citi că noi suntem... N-am zis nimic. A, Maria, trandafirei mult de tot, că vreau să-i fac buchet în seara asta. De 1000 de trandafiri minim, 1000 de trandafiri minim. Daddy! Te pupăm, fratele nostru, ce faci, mă? Ioana, mulțumim mult de tot. Bă, este... Daddy, te pupăm și o salutăm și pe iubita ta, bă, e foarte frumoasă, suntem tar... mă potriviți. Da? Da, bă, foarte drăguță. Lași, mă. Andreea, cine e Andreea? Ioana, culea, Ioana. Adriana. Ioana Moonflow, Ioana Culea. Moonflow? Păi nu știu. Nu știu, că eu nu sunt așa de bine cu engleza cum ești tu. Ia. Băi, tu mi-ai spus mie că până nu ne iubește lumea, mă. Și uite aici, iubire pe bune. Carmen, Andrei, mulțumim. Raluca, să rămână mult de tot. Locuim împreună, dar separat. Da, stăm și împreună, stăm și separat, stăm și pe străzi. Stăm pe unde apucăm, peste tot. Roxana, mulțumim mult de tot. Antonia, mulțumesc. Frumoasă și elegantă ca de obicei. Foarte elegantă. Citește recomandă, baby, și după aia spune. Și eu vă iubesc. Băi, băi, ne cerem scuze, sunt foarte, foarte multe comentarii. Dediș! Sunt foarte mulțumim, mult... Dedi, și tu la fel, și tu la fel. Și cum e în vacanță? Mai ești în vacanță? Sunt foarte și multe comentarii iubesc. Și nu vă putem răspunde tuturor așa cum ne-ar plăcea. Dar, na, facem, ne dăm tot posibilul. Așa zici, Nicoleta, că mă iubește? Și eu cred. Să zică el. Haine second hand. Bine pe haine second hand, dați-mi și mie. Vezi că la second hand găsiți cele mai șmechere haine. Eu v-am spus pe story-ul meu. Bam. Și salvezi și planeta și găsești piese unice la second hand. Posta. Așa. Am o întrebare, ce înseamnă numărul ăsta? Am dat o invitație, nu intrați, vă rog mult de tot. Nu intrați că am dat-o din greșeală. Ce înseamnă numărul ăsta? Numărul ăla este de vor 14 de donații. Mulțumesc la fel. Ridică-ți breton. Băi! Mi-a făcut asta Cristian destul în emisiune, mai lăsați-mă în pace cu breton. Auzi? Să știți că e un video care este viral pe TikTok cu mine nu, când nu este. Nu este viral, este cel mai viral la în care este ridicat bretonul ăsta e... Ioana, mulțumim! A fost felul meu de... Atunci Cristian era supărat pe mine și nu știam ce să fac să nu mai fie supărat pe mine. Și ideea mea genială a fost să-mi ridic și eu bretonul. Unde e Antonia audiență? Păi normal că e audiență. Mulțumesc. Am știut ce mi-am ales lângă mine. Da, știu că am niște trăsături mai androgine, dar tocmai asta îmi place. Eu consider că mă face specială. Și am pus și trăsături. Ioana, bună seara, fan! Te pun Florin! E perucă? Ai perucă, mă? Băi, tu ai perucă? L-ai mințit până acum că ăsta-i perucă? Poate. Ia fiți atenți, mai am și o întrebare pentru voi. Cei care ați urmărit, bineînțeles. Care vi se pare cel mai frumos moment al nostru din Casa Mireasa? Unde vi s-a părut? Pot să zic eu? Că a fost... Lasă-i pe ei, să zic eu și după aia zicem noi. Nu, lasă-mi să... Dai refuz. Ok. Dai refuz. Care vi se pare vouă că a fost cel mai frumos? Primul moment? Sărut. Ok. Da, eu consider că a fost cel mai pasional sărut din emisiune.
Da, a fost pasionat. Cel de la ziua mea? Ziua? Să știți că noi doi, da, în seara în care a fost ziua mea de naștere, eram foarte euforici amândoi, adică nu știu ce a fost cu ziua aia. Bine, nu eram euforici că băusem, eram euforici de... emoții. Exact. Stați cu cătușele. Am văzut foarte mulți oameni că mi-au lăsat în comentarii, da, și ne lasă în comentarii că v-a plăcut cel mai mult ascula cu cătușele. Băi, într-adevăr, sincer să vă spun, pentru mine acolo a fost cea mai mare provocare. Și știți de ce? Hai să fiu sincer cu voi până la capăt, că mă știți pe mine cum sunt. Eu nu mă ascund după degete și nu sunt... pentru că eram legat de această domnișoară superbă, pe care o plăceam, dar eu eram într-o altă relație. Judecați-mă, apreciați-mă ce vreți voi, dar eu sunt sincer cu voi. Eram într-o altă relație și eram distant, dar în același timp nu îmi venea să fiu distant. Credeți-mă că a fost cea mai mare provocare. Da, pentru mine, sincer vă zic. Și momentul în care ne-am pus atunci în pat, separat, am luat patul separate, îmi venea să o iau de mână. Și mie la fel. Da. Eu cam atunci am început să mă îndrăgostesc de tine. Dar vreau să vă spun că ar trebui să apreciați, pentru că el a fost un gentleman, a fost foarte elegant, n-a făcut absolut nimic. Chiar eu te simțeam la un moment, dacă faci un efort mare să nu stai aproape de mine, mereu te îndepărtai de mine. Mie mi s-a părut că te-ai cumpărtat ca... Uite, a spus cineva în comentarii că vor... Ce? Vor tutorial cu make-up-ul tău. Băi! Nu e mare tutorial. Auziți? E un eyeliner și îți faci tot ochiul. Auziți? Colorezi. Eu hai să intru și noi într-un meci de stămă sau nu mai? Nu intrăm. Hai că stăm cu voi. Mai stăm un pic. Și după aia intrăm în meci. Vezi că am avut dreptate, Antonia, bârfe TikTok. Bârfe TikTok. Noi nu suntem cu bârfe pe aici. Nu suntem cu bârfe, dar mulțumim pentru vulpiță. Maria Alex. Băi, vreau și eu trandafir. Vrem și noi trandafir mulți. V-am spus că vreau să-i fac buchet de trandafir în seara asta, da? O panteră pentru o panteră. Vreau să-i fac buchet mare rău de tot. N-avem trandafir negri așa cum îi plac ei, dar avem de ăștia roșii. Ne mulțumim și cu ăștia. Mamă, ce am reținut. Maria, bârfe. Mămăruță, mulțumim mult de tot pentru inimioara aia. Andreea și Andreea, ia uitați cine. Nu uitați, nu uitați, suntem 1100 de oameni. Cei care sunt în top, da, automat dați-i follow, vă rog mult de tot. Dacă sunt alături de noi și nu numai ei, cu toții sunteți lângă noi și vă mulțumim mult de tot pentru asta. Catrina și Andreea, Roxana, vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care mi le-ați lăsat. Mai ales Andreea, Roxana, am văzut că tot timpul umbla și numai mesaje frumoase și îmi trimiți și mesaje. Și știi că noi două am mai vorbit și ești o fată extraordinară și mulțumesc că m-ai susținut și că ne susții. Alex, Andreea, mulțumim! Deci poate sunteți împreună? Nu. Nu suntem împreună, suntem... Prieteni. Prieteni cu prieteni. Da, suntem împreună. Puneți moderatori. Sunt foarte mulți oameni, sunt foarte multe comentarii acum și nu prea pot să nimeresc. Florin, te pup, băi! Te iubesc, băi! Să rup la mule tot. Ce, la gol, la poartă? Da, e... ceva. Dați aprecieri, vă rog mult de tot, apăsați toți pe ecran, da? Nu uitați, apăsați toți pe ecran, bum. Vă pupăm. Mămăruță, stai. Ce-ai făcut? Așteaptă. Așa, lasă-l așa, relaxează-te, nu le mai citi, dacă le ratezi, lasă-le. Băi, stai, dai bloc? Nu le mai da bloc, lasă-le, că nu e ok să dai blocuri așa. Multe. Dăm, da, câteva. Am dat un. Cine e? Stați așa. Kimber, hello! Sunteți prieteni cu beneficii? Nu suntem prieteni cu beneficii, suntem împreună. Avem o relație. Nu mai fiți răi, lasă-i așa.
nu le mai dau. Nu par foarte obosită, sunt foarte obosită. Încă încerc să îmi revin după emisiune, pentru că acolo Măruță, te pup. Avem multe activități, nu ne-am odihnit chiar, chiar cum trebuie. Cine este tipa? Nu știi cine este tipa? Lady Gaga. Lady Gaga, auzi. Lady Gaga. Cristian te iubește, se vede. Cristian te iubește, se vede cine? Eu pe asta lua pe mine. Eu cred că se vede, dar mai rămâne de mult. Ești frumoasă. Băi, vă mulțumim de tot, tuturor. Unde plecați în vacanță? Momentan nu am discutat pentru că s-au... Au trecut doar câteva zile, a trecut foarte mult. Da, dar, la mireasa, Ingrid. Suntem de la mireasa. Avem și noi ale noastre de făcut. Fiecare cu muncile fiecare. Fiecare om este frumos în felul lui. E frumoasă, da? Și carismatică. Bine, bună, bună, Deni, bună. Să știți că sufletul și ce ai în cap contează mai mult decât frumusețea fizică, dragii mei. Că poți să fii frumos și să fii foarte plictisitor. Am întâlnit cazuri foarte multe. Dă jos extensiile și tunde până la umeri și vei fi și mai frumoasă de când ești acum. Da, știu, am fost și fără extensii la un moment dat în emisiune, chiar la task-ul cătușelor. Andreea, mulțumim, să rămână mult de tot, dați follow topului de aici, da, vă rog. Dă-le mult, nu dă mult acum nimănui. Oricum nu vedem toate, în ce emisiune ești? Am fost, am la fost. Mireasa. Sunteți frumoși, mulțumim, Andreea, Naomi, Mămăruță, mulțumim mult de tot. Intrați live cu un concurent de la Mireasa. Păi nu știm cine este pe live de la Mireasa. Dacă puteți să ne spuneți, ar fi extraordinar. Aș vrea să fie Vlad cu Iuliana, dar nu cred că sunt, nu? Florin, te pup, băi! Nico, sărumâna! Ghost, Migna, te pup, te-am văzut acolo, frate. Să fiți fericiți împreună, mulțumim mult de toți. Mulțumim. Ești frumoasă nemachiată. Eu i-am spus că e mai frumoasă nemachiată, dar ea zice că ci că nu e așa, dar s-a obișnuit cu ideea un pic așa. Da, oricum să știți că pe filmări arăți total diferit față de cum arăți în realitate. Ioana, mulțumim. Camera uneori tinde să scoată mai mult defectele decât... Auziți? Mamă, ce bine să zic aici. Ce-ți vine să-și Cristian, te rog. Un penny rău de tău. Nu mai spune-ți un penny. Ești băiat de casă, gata. Fiți atenți. La 300 de ca o scot pe Laura, da, din Laura din Debara. Cealaltă surpriză. A doua surpriză. La 300 de ca o scot pe Laura din Debara. Vă jur că e sine de fapt. Ce mă fac eu cu băiatul? Cristian, Cristian ești mai înalt decât la ora. Nu, decât Mămăruțe, e jumătate din el. Să rămână la doamnă, vă mulțumim mult de tot. Ți-ai spălat șosetele? Da, mă frate, am fost și eu odată cu șosetele ude în emisiune și acum... Da, aveam șosetele ude și acum mă urmăresc să mă rărească toată viața chestia asta cu șosetele. Lăsați asta cu șosetele ude, dar credeți-mă că eu umblam... Mi se rupseseră ciorapii și eu ce credeți, umblam cu papucii ai mei, cu șlapii ăia, cu deget, cu ciorapii rupsi. Înțelegeți? Pentru că nu prea aveam pe acolo chiar tot ce... Bine, aveam tot ce ne trebuia, dar erau niște ciorapi cu... Știți? E bine. Ai și tu. Duceți-vă la anul la Insula Iubirii. Ne-ați vedea la Insula Iubirii, pe bună. Ne-ați vedea? În calitate de ce ne-ați vedea la Insula Iubirii? De ispite, ca și cum. Sau îi mergem ispite separat. Ce ziceți de Insula Iubirii? Băi, nu știu. Da, dacă am fi la Insula Iubirii, v-ați uita? Vă pup, te pup, Raul. V-ați uita pentru noi? Mirabela, i-a aruncat atunea la coș. Exact. Ce credeți, mă, mi-a aruncat ciorapii la coș, mi-a dat din mână și după aia s-a dus până la baie, la fete acolo, să își facă și ea treburile, nu știu ce vrea să facă. Sau în bucătărie, nu mai știu. Și ce credeți, am băgat mâna până la cot, în gunoi, să scot ciorapii. Bine, acum nu știam să-i cos, dar îi mai purtam, mai mergeau de 2-3 purtări pe acolo. Înțelegeți? Bineînțeles, încălțat, că descălțat nu prea mai puteam să-i cos. Măcar protejează planeta. La muncă mă duc eu, sunt tatu artist pentru cine nu știe, da? Dar tu faci tatuaje? Mai fac și tatuaje din când în când. Da? Da. Păi de ce nu le spui oamenilor că faci tatuaje? Da, dragii mei, eu fac tatuaje de 5 ani, dar momentan încă sunt în pauză.
trebuie să... Soacră, nu. Nu, da, să știi că mama ta, soacră, te-a întrebat că vrei să te muți la noi, peste muzea. A zis că este... Lasă-l așa. Și mama ta. Vrei. Lasă-l așa. Ia stai, vrem? Doamne. E cineva care mă urăște rău. Lasă-le așa. Câte conturi își mai face persoana asta? S-au angajat la TikTok. Băi, ne-am angajat și la TikTok. Sincer să vă spun, mă știți cum sunt eu. Și eu sunt un băiat care mă ocup de treaba asta de ceva ani de zile. Înțelegeți? Și nu este o rușine. Este ceva ce îmi place. Tatuează-l pe Cristian. Mai are de mâncat până să mă tatueze pe mine. Da. Pardon, mai are de învățat. Știți pe cine am tatuat? Nu știu dacă o știți pe tine. Am făcut acea floare pe umăr. Și pe Rea, pe amândouă le-am tatuat. Nu mai facem de plan. Nu, eu ziceam de... Da, dacă vrea cineva să vadă niște tatuaje. Nu, lasă să nu vadă. Vezi că floarea aia este foarte frumoasă. Nu facem reclamă la nimeni. Dar nu facem reclamă, ziceam de tatuaje. De mine. A trebuit să vă duceți. Andrada este live. Fake. Unde e Brățara? Brățara este aici pe mână, uite. Eu am cu soare, ea are cu lună. Da, pentru că noi am spus în emisiune la un moment dat că eu sunt luna și ele soarele. Pentru că el strălucește ca un soare. Da, vrei să-l vedem? Și lumină. Pe cine vrei să-l vedem pe Cristian? Păi nu-l vedeți? Uitați-vă aici. E viu. Dragilor, am uitat de trandafirea aia. Știți că asta e demența mea? Stați, mă! Stați așa, să adaug un obiectiv aici. O secundică. Lasă-mă. Mai multe opțiuni pentru bine. Stai așa. Bă, dar nu... Trebuie o iei live. Și vreau să vă împrieteniți și să jucați 2-3 meciuri, câte vreți voi. Adică iau să se joace pe contul tău. Da, că așa e. Până eu sunt cerată la îmi pare bine. Pare bine, Antonia. Ești foarte frumosos. Mulțumesc. Și tu. Hai să vă hai. Uite, dai fii atent. Dai aici. Așa. Deci dai începe meciul. Îmi trebuie așa. Să te învăț, da? Da. Și uite, acum începe meciul. Și zice așa. Da, stop, tap. O să vină o provocare de viteză unde o să ai obiectiv cu trandafiri. Și atunci o să zici, avem nevoie de 50 de trandafiri, toată lumea. Trebuie să dea trandafiri diferiți. Da, da. Vede ea și prinde de mers. Da, îmi trebuie mai multă experiență. Da, trebuie... Auzi ce ai scris, Ian, că avem nevoie de trandafiri. Lasă-o. Cam morbi. Dați-i voi tăptărici, vă rog frumos, și la mine tăptărici. Da, startup român de tot, da, startup persoanic. Anescu zici, intrați cu Andra. Da, nu am găsit-o pe Andra, dar din păcate. Da, noi nu știu cum e. Da, noi berbeci suntem E foarte frumoasă. E foarte frumoasă. Auzi, uite, vezi? Andra, Diana, Maria, Ionuț. Și ăsta e ori trei acum, știi? Și acum zici... Zici ce vrei tu acum, ce să mai, că tu poți să zici ce vrei tu. Avem mănușă. Andreea Mirabela, băi, ori 3, 50 de secunde. Este ori 3, hai să o batem, vă rog mult de tot. Maria, mulțumim, 40 de secunde, hai să o batem, că ea are ori 5. Și-a pus mănușa la ori 5. Catrina, mulțumim mult de tot, mulțumim. 30 de secunde, hai că nu ne depășește, suntem 800 de oameni. Așteaptă ceva și îi se dă, credeți-mă, e înțeleasă cu cine-i pe la ea pe acolo, asta că înainte vorbește pe Instagram, vedeți în ultimele 10 secunde, ardeți, bombardați, vedeți-mă ca așa. Păi nu poți să dai vârsta înapoi mie, dar poți să te simți tânăr în continuare, gen. Lasă-o pe Antonia să vorbească. Uite, vezi, secunde, 10 secunde, fiți atenți că merge pe burtă, 10 secunde. Bine. Bum, 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 bum. Băi, ce răsila. Manevră. Forța, Antonia, sună-i bine. Hai, uite că mai merge unul. Gabriel, mulțumim mult de tot.
Ce acolo, nu aici, Bi? Unde acolo? Da, stop, stop. Eu și Cristian, îi lor comentariul tot, da, le ignorăm, Catrina. Ne interesează doar alea care sunt pozitive, doar alea care sunt bune. A intrat de câteva ori la telefon și mi s-a părut super faină cum vorbește. A venit și în emisiunea o dată, când mă înșel și am văzut emisiunea. Eu m-am uitat la voi. Voi aveți emisiunea de la ora 2 la ora 4 sau 5, nu mai știu exact, fix când mă pregăteam eu de antrenament, știi? 5, și mă mai uitam așa la emisiune și să știi că mi s-a părut destul de interesant, mai ales că dacă îl știu pe Cristi de o grămadă de timp, m-am uitat așa. Îmi pare rău că n-ați câștigat premiu, îmi pare bine că n-am fost la petrecerea Bârlășițelor. Și na, cam atâta. Dar, acum am vorbit prea mult despre voi, să vorbim și despre mine. Eu sunt Ionuț Cristi. Hai, mai să jucăm, mai să vedem cine câștigă. Hai, da, stop, vă rog eu mult de tot.